resort are lungimea inițială de 8 cm, iar lungimea finală, când este deformat, de 3 cm. Știind forța elastică de 400 de newton, se cere să se calculeze constanta elastică a resortului, la subpunctul B tipul deformării și la subpunctul C reprezentarea forței deformatoare și a forței elastice, având ca etalon un centimetru pe hârtie să reprezinte 200 de newton. Începem cu datele problemei. Deci, notăm lungimea inițială a resortului, L1, egal 8 cm. Iar lungimea finală, L2, egal 3 cm. Se mai dă forța elastică, 400 newton, și se cere la subpunctul A constanta elastică a resortului, notată cu kappa mic. Aplicăm legea deformării elastice, și anume, forța elastică este egală cu constanta elastică a resortului ori deformarea resortului. Ca să calculăm constanta, mai întâi trebuie să calculăm deformarea resortului. Delta L mic egal. Scădem întotdeauna lungimea mai mare minus lungimea mai mică. Deci vom avea L1 minus L2. Și înlocuim 8 cm minus 3 cm. Și ne dă 5 cm. Bineînțeles, trebuie să-i transformăm în metri. 5 pe 100 metri. Apoi scoatem necunoscuta, și anume constanta elastică din această ecuație, scriem K egal. Copiem ce e în partea opusă la numărător, forța elastică, și împărțim la numărul care este de mulțit cu necunoscuta, adică delta L, deformarea. Și apoi înlocuim forța elastică 400 newton și deformarea 5 pe 100 metri. Avem, copiem fracția de la numărător, 400, nu mai punem supra 1, ori fracția de la numitor răsturnată sau inversată, 100 pe 5. Și simplificăm aici cu 5, aici rămâne 80, iar aici 1. Și avem 80 ori 100, 8000, iar unitatea newton pe metru pentru constanta elastică. La punctul B mic ne cere tipul deformării, ca să vedem ce fel de deformare este, și anume, deformarea elastică este de două feluri. Alungire, când lungimea resortului crește, sau comprimare, când lungimea, când este deformat, scade. Observăm că la noi scade. Lungimea resortului când este deformat este mai mică decât cea inițială. Deci, tipul deformării este comprimare. La subpunctul C avem de reprezentat cele două forțe, forța deformatoare cu forța elastică. Avem legea deformării, forța deformatoare în modul este egală cu forța elastică în modul. Deci ele au aceeași valoare, aceeași direcție, dar au sensuri opuse. Din acest motiv le-am pus în modul. Și valoarea lor, deci, este de 400 de newton. Dacă am un centimetru pe hârtie 200 de newton, deci segmentul acestor două forțe va fi de 2 cm. Și putem așeza resortul ori pe verticală, ori pe orizontală. Facem noi aici un resort, niște euri întoarse. Bun. Și, deci, am așezat resortul pe verticală. Apoi reprezentăm, fiindcă este comprimare, forța deformatoare trebuie să fie în sus, ca să micșorăm lungimea acestuia. Deci, vom reprezenta, am să fac cu pixul ca să iasă în evidență, 2 cm, forța deformatoare care comprimă resortul. Aceasta este forța deformatoare,
F și vector. Iar forța elastică care readuce resortul la forma inițială după încetarea interacțiunii este egală, dar de sens opus, adică tot 2 cm, tot pe direcție verticală, dar în jos. Aceasta este forța elastică.